Urmarea invaziei Federației Ruse în Ucraina, Republica Moldova și-a asistat exporturile și importurile din cele două state. Datele Biroului Național de Statistică relevă că în anul 2021 exporturile Republicii Moldova au totalizat peste 3 miliarde de dolari americani, iar Federația Rusă este pe locul 3 cu o cotă de 8,8%. Ucraina are o pondere de 3% din totalul livrărilor de mărfuri și produse. În ceea ce privește importurile, acestea au însumat 7,1 miliarde de dolari. Federația Rusă are o cotă de 14,3%, iar Ucraina 9,3%. Urmărim cu atenție ceea ce se întâmplă în economia Republicii Moldova și venim și cu soluții. Deci este foarte clar că primul impact este pe posibilitatea de a importa anumite bunuri din și prin Ucraina și de aceea pentru a ajuta reorientarea importului am luat deja anumite decizii, cum ar fi certificarea automată pentru produsele care provin din Uniunea Europeană, astfel ca să nu fie necesară certificarea din partea Agenției Naționale pentru Securitatea Alimentelor în plus la certificarea deja existentă. De asemenea, s-au luat decizii pentru a facilita comerțul prin portul Constanța și reorientarea de la portul Odessa, inclusiv Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a discutat cu partenerii externi despre acceptarea standardelor, de exemplu, pentru containere, astfel ca să poată fi facilitat fluxul din Uniunea Europeană. Evident că această reorientare depinde de capacitatea companiilor de a importa. Sunt companii care sunt rețele internaționale mari, care au o capacitate de a se reorienta mai rapid. Sunt de asemenea anumite, eu știu, trebuie să treacă un anumit timp pentru ca și celelalte companii să se reorienteze. De asemenea, este întrerupt exportul spre Ucraina și spre Rusia și aici discutăm, încercăm să vedem care sunt soluțiile. Pe termen mai lung încercăm să analizăm care ar fi posibilitatea de reorientare, în special în ceea ce ține materia primă, de exemplu, furnizarea laptelui din Ucraina, în condițiile în care procesatorii din Ucraina nu pot procesa această materie primă, s-ar putea să reușim să accesăm această materie primă. Deci noi lucrăm cu asociațiile de business, cu experții și monitorizăm care este situația și care sunt deciziile Comisiei Situației Excepționale și a Guvernului în general pentru a ajuta economia să se reorienteze cât mai rapid, astfel ca să nu fie afectat consumatorul.